Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un nou scandal pe drepturi de autor între vedete, de data asta vedete politice. Băi, ce evoluție! Cine ar fi crezut că România am fi putut ajunge într-o astfel de fază în care scandalul între vedete să fie pe drepturi de autor? După, știți, după ce a fost procesul bucătăreselor, pe da, conceptul eclerului la tavă, doamna Jamila și doamna Laura... Nu îmi spune că l-au agățat pe Dragnea cu... Nu. Nu, păi acum, nu. Da, bună întrebare. Cu ce? Cu fasolea românească cu plută cu vită fără vită. Da. Mă, avem, fiți atenți. Deci, procesul, cred că urmează procesul primarilor pe conceptul unui pasaj rutier. Aoleu. Păi se ceartă pe conceptul unui pasaj rutier. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, îl acuză pe primarul sectorului 3, Robert Negoiță, că i-a furat conceptul unui pasaj rutier. Bă, ăla rămân tiruri blocate în el? Nu știu care e ăla cu tirurile. Pasajul Unirii, nu ăla l-a făcut Băluță? Nu. Sunt ceva la marginea orașului, fii atent. Deci eu credeam că ideea e să fie cât mai multe, nu cât mai originale. Exact, da. Și să le replice, dar uite că, bun. Deci zice așa, domnul primar Daniel Băluță scrie pe pagina de Facebook, citez: proiectul de suflet al comunității noastre, gândit în primul rând pentru a le face viața mai ușoară oamenilor care locuiesc în zona metalurgiei, a depășit deja stadiul de bla bla, nu știu ce, în ciuda acestui fapt îmbucurător. Deci, deși este bine că e în construcție, da, îmi exprim însă regretul și dezamăgirea că proprietatea intelectuală a conceptului pasajului Europa Unită a fost însușită, și asta scris cu litere mari, de către sectorul 3 al capitalei, fără respectarea celor mai elementare norme deontologice și de protecție oferite de lege proprietății intelectuale, zice domnul Băluță. Copy-paste. Doamna Șercan, aveți un pasaj. Deci, să vezi acești doi primari, domnul Băluță și domnul Negoiță, că se ceartă pe principii deontologice și de proprietate intelectuală. Mi se pare absolutamente fabulos. De ce în sectorul 3 fac și eu un pod de ăsta? Stai, deci în sectorul pasaj 4 au un pasaj la metalurgiei. Așa. Și în sectorul 3 este un pasaj pe Teodor Paladii spre A2, undeva. Și aparent seamănă. A, și bercenienii mei nu se mai bucure pe de-a întregul de titorie, că o să mai fie una similară. Da. Și ziarul Adevărul l-a contactat pe Robert Negoiță, care a comentat: nu am nimic ce comenta. E un primar bun, a zis de domnul Băluță, și ar mai trebui să mai fie primari ca ei, a declarat domnul Negoiță. Asta este, dar când o să fie gata, o să fie foarte frumos, o să semene cu un brad de Crăciun, din ce e descrierea, citez. Se va amplasa, undeva sau pe sub pasaj, nu-mi e clar, o construcție decorativă tip vortex, adică așa, vârtej, nu? Așa. Dotată cu instalație de iluminat. Se prevede și realizarea unui sistem de arcade metalice pe care se vor monta atât lămpile pentru iluminat, cât și un sistem de iluminat arhitectural pe bază de bezled. Aceste arcade vor fi dispuse la interdistanța de 5 metri și vor fi rigidizate prin intermediul unor zăbreluțe metalice alcătuite din țeavă rotundă, scrie primăria sectorului 3. Eu cred că aici primarul Băluță a devenit atent când a auzit de zăbreluță. Zăbreluță la pasajul meu, ce vor ăștia să facă? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.